Am găsit posibilii finanțatori mișcării din Kazahstan. După anunțul ambasadei Americii că vor fi probabile proteste spontane, între ghilimele, bursele au luat o razna, s-au făcut tranzacții pe uraniu de 30-40 de milioane de unități pe zi. Iar una din Energy Corp Inc. din Canada, care este cel mai mare trader de acțiuni pe uraniu, în noiembrie a anunțat că va cumpăra uraniu oil, care și astfel ar lua din majoritatea deținută de Rosneft a rușilor, astfel că ar deține cele mai mari acțiuni, e bătălia între Rosneft, cine să aibă cele mai multe acțiuni pe piața de uraniu, fără de care nu se poate face pregătirea centralelor nucleare, apa grea și așa mai departe. Deci bătălia este clară. Un jucător din inteligențul de peste ocean a bruscat o criză în inima Asiei, iar Putin și-a reluat autoritatea acolo. Este țara cu cele mai mari zăcăminte, 43% din uraniu. Este o țară comparabilă la dimensiuni cu Europa, dar la populație este în jur ca a României. Prețurile la gazul lichefiat erau comparabile cu cele din America. Știți foarte bine, era un titlu mare pe New York Times, săptămâna trecută am tradus, Da. prețurile la gaz în America sunt de 15 ori mai mici decât în Europa. Ca să înțeleagă toți ăștia care se încoardă și sunt rusofili și împotriva chinezilor și care merg în mainstream-ul american, prima dată, înainte de a se învârtoșa armele, se învârtoșează crizele energetice. Vrem, nu vreau, Dumnezeu i-a miluit pe ruși cu cele mai mari rezerve energetice. Iar până să se ajungă la Faraoul Army sau la ridicatul armelor, vom plăti. Deci e normal că cei care au ieșit în stradă să protesteze împotriva rușilor sau a sovietelor din mințile lor și așa mai departe, să plătească ceva mai mult. Iar în ceea ce privește criza energetică națională, doar Ceaușescu avea imbecilitatea asta să creadă că suntem independenți energetic. Cine să creadă în condițiile în care companiile de stat sunt majoritatea în producțiile de gaz? La OMV, statul român, are aproape 50%, în Păi Romgaz are 60 și ceva la sută. De din ce șapte, din rezervele șapte, de din... gaz de la Buzău s-au micșorat cu 60%? De ce producția Romgazului a scăzut cu 20% în 2021? De ce producția OMV cu 30%? De ce? Simplu. Există niște agenți de influență ai Gazpromului, dar aici ar trebui să intervină instituțiile de informații. Ce face SRI? Are jumătate de miliard de euro. Trebuie să facem noi investigațiile de genul ăsta? Iar în ceea ce L-am privește... întrebat pe un, l-am întrebat pe un ministru, mă rog, care conduce un minister care e foarte aproape de un din ministerele economice. Zic, domne, primești, domne, informări cu privire la starea de spirit a populației, privire la scumpirile astea în cascadă, cu privire la jmenurile care se fac. Așa este, cum spune Marius Ghilezan, din șapte companii, cinci au acționar statul român.